Bine ați revenit pe canalul meu! Facem partea a treia cu machiaje. Va urma partea a treia, asta pe care o vedeți voi acum, și cred că voi mai face partea a patra, dacă iarăși nu mă întind foarte, foarte mult. Bun, hai să dăm drumul să nu mai stăm la discuții, hai să comentăm iarăși câteva machiaje pe care voi mi le-ați trimis de data asta, să știți că sunt un pic mai pline de culoare. Ok, o să-l auziți pe Nor pe fundal, pentru că este pe acolo pe jos, rupe un ziar. Bun, hai să începem repede cu machiajul acesta, care este foarte colorat, conține portocaliu, galben-portocaliu, ceva, un roz, un roz închis, ceva roz roșiatic, după care avem și mov și avem și lila. Mie per total îmi place, dacă măresc poza, fondul de ten pare un fond de ten cu acoperire medie, nimic extraordinar, dar v-am zis eu că oricum nu se transmite bine prin poză. Sprâncenele nu-mi plac, să știi, pentru că sunt foarte groase în primul rând și nu sunt uniforme. V-am zis eu că în momentul în care vă faceți sprâncenele și le schimbați total forma, de exemplu ceea ce am făcut eu astăzi, să știți că eu astăzi sprâncenele le-am destul de greșite, însă nu mi-am găsit produsele cu ce să fac și am prins niște mizerii de ce make-up mai aveam eu. Habar n-am, nu știu unde sunt și am trebuit să mi le fac repede cât să mă apuc, așa să-mi pun un pic fața să filmez pentru voi. Dar sprâncenele nu sunt în regulă. În primul rând, aici ai intrat prea mult, adică ai încercat să le apropii foarte tare, după care, iarăși, în momentul în care ai trasat linia, se vede acolo unde sunt firele crescute de păr și acolo unde este doar desenat. Cât despre ochii îmi place, în primul rând, cred că ți-ai făcut ochii cu scoci, sau cu ceva ce ți-ai lipit pe aici, pe colțul ochiului, pentru că linia aia este foarte dură. Mie personal nu-mi plac machiajele care au linii definite. Că vorbim de blending, că vorbim de partea asta de tăiere. Doar eyelinerul, din punctul meu de vedere, trebuie să fie sharp și ăla în unele cazuri. Dar acum depinde. Deci mie personal nu-mi place dunga aia foarte tăiată, foarte tăioasă, așa. După care avem blenduit, ca să-l dau așa puțin mai departe. Blendingul este bine, este în regulă, doar că te-ai dus foarte mult spre sprânceană, după cum vezi aici în colțul ochiului, te-ai dus cu foarte multă nuanță. E ok, dar e, adică nu știu exact unde ai putea să-l porți, asta încerc să spun. Blendingul este ok, dar dacă te-ai fi dus cu concentrare mai multă pe colțul interior al ochiului, adică acolo unde se formează pliul, după care să începi să blendești un pic. Tu te-ai dus până în sprânceană. După cum vezi, roșul ăsta, nu știu exact ce culoare este, se unește cu sprânceana. E ca și cum eu mi-aș face machiajul până acolo. În rest, îmi place conturarea, buzele sunt ok. Hai să trecem mai departe, să reușesc să trec prin toate machiajele, pentru că, într-adevăr, în ultima perioadă mi-ați trimis foarte multe și vreau să vă regăsiți toate în clipurile astea cât de repede putem, pentru că începem o serie cu și despre viața mea privată. Mai departe, avem un machiaj cu verde. Îmi place, ia să măresc eu puțin, îmi plac buzele, sunt nude, sunteți în zona voastră de confort și eu intru în zona aia de confort cu buzele. Sprâncenele îmi plac, sunt un pic sharp, dar nu mă deranjează. Nu, cred că se vede așa doar pentru că este pe telefon. Îmi plac sprâncenele foarte mult, că sunt în regulă, sunt acolo, nu văd nimic aiurea. Avem pleoapă verde, cred că avem verde închis și blenduit cu roz. Îmi place chestia asta. Deja îmi trimiteți colorate, mie îmi plac machiajele colorate. Același lucru spun și ție ca fetelor dinainte, din partea întâi și partea a doua, că nu e în regulă să-ți pui eyeliner pe conjunctivă. Mi se pare că sunt foarte puține machiaje care nu au eyeliner pe conjunctivă, toată lumea s-a focusat pe chestia asta, nu este în regulă, încercați să le faceți și fără, mai ales v-am explicat, că nu aveți ochii mari. Deci aș scoate eyelinerul de pe conjunctivă, dar îmi place ce se întâmplă pe ploapa fixă, maroul ăla cald, linia de eyeliner foarte sharp, foarte bine definită. Ok, mascara, nu ai gene false, în colțul interior ai mers cu puțin auriu, galben-auriu. Bun, despre asta este vorba, chiar îmi place machiajul ăsta, îmi place mult de tot. Avem și poza asta din față. Ia să vedem, eyelinerul este bine. Da, cred că forma sprâncenilor tale este un pic prea rotundă. Cred că aș arcui eu puțin să-ți facă un pic. Tu ai o față destul de rotunjoară și sprâncenele rotunde îți accentuează lucrul ăsta. Cred că aș schimba puțin forma sprâncenelor, dar este în regulă. După care trecem la următorul machiaj, care este tot cu tine.
Aici avem galben și portocaliu, roșu, pe undeva pe acolo. Îmi place. Să știi că ești foarte bună pe make-up, nu am, de asta și trec foarte repede prin pozele tale, pentru că nu am chestii negative în afară de eyelinerul pe care l-ai pus pe conjunctivă și în poza asta. Rest este bine, este în regulă, blendingul este bine, scoate conjunctiva și lasă conjunctiva curată sau poate nude. În rest îmi place blush-ul sau bronzul ce este acolo, îmi place mult. Aici avem un machiaj, să știi că dacă eu dau să măresc poza așa, văd tenul foarte dilatat cumva, porii sunt destul de dilatați. Cred că fondul de ten pe care l-ai folosit tu este pentru ten uscat, cel puțin așa pare din poză, ca și cum ar fi pentru ten uscat și tu ai ten gras, pentru că mi se pare că plutește cumva deasupra. Nu. Mi se pare că plutește puțin deasupra, nu știu exact de câte ore aveai machiajul pe față, dar pare că l-ai fi avut de foarte multe ore. Despre ochi la fel, îmi place, îmi place move-ul ăsta, eu personal l-aș blendui mai bine, dar asta doar pentru că știți cât de obsedată sunt eu de blending. Sunt și machiaje care nu trebuie neapărat blenduit atât de mult pentru că nu se mai văd culorile și sunt un pic mai sharp, deci nu este greșit ceea ce ai făcut tu. Te-ai dus în zona asta unde este blending-ul, dar puțin acolo cu limită, deci este ok și îmi place că ai avut o idee, cred că tu... pe colțul ochiului ori ai eyeliner care l-ai blenduit în mov-ul ăla, ori te-ai dus cu fard negru și l-ai blenduit în mov. Deci nu te-ai dus cu, sau cel puțin eu așa văd din poza asta, nu te-ai dus cu o linie foarte sharp de eyeliner. Și tot ceea ce înseamnă fard negru blenduit în colțul exterior al ochiului, eu mă topesc mor, știți că îmi place de leșin. Ce se întâmplă pe ploapa fixă este în regulă, este blenduit bine, la fel, ți-a mai se scoate negru și aia este. După care avem un machiaj cu galben și maro. În poza asta nu-mi place blendingul de nicio culoare, pentru că dacă dau să măresc, e patchy cumva, e murdărel. Nu știu exact ce produs ai folosit, nici nu contează că produsele bune pot să fie proaste, produsele scumpe pot să fie proaste și produsele ieftine și bune și proaste, depinde, dar pare murdărel. În schimb, îmi place maro cu galben, place. E plăcerea mea vinovată din punctul meu de vedere, pentru că nu mi se pare că se aseamnă deloc culorile astea, nu mi se pare că merg, dar mie îmi place cum arată în machiaj. Nu știu să vă explic ce îmi place exact. Eyelinerul este perfect, draga mea. Este perfect. Ia să vedem dacă avem și o poză cu fața. Da, avem și o poză cu ochiul deschis. Arată foarte bine eyelinerul, îmi place mult de tot, îmi place cât este de sharp. Este tremurat, este exact. Îmi place că ai pus în interior, în colțul interior al ochiului, ceva mai deschis. Sprâncenele, na, aici nu prea mă dau pe spate, mi se par așa un pic ciudățele. După care, tot cu tine avem verde cu galben praz, galben lămâie. Nu-mi place machiajul ăsta deloc. Nu-mi place asocierea dintre culori, pentru că fac parte cam din aceeași gamă, fie că este galben lămâie praz, fie că este verdele ăsta, au aceleași subtonuri și mi-aș plăcut să pui un ceva ce contrastează cu nuanțele astea. Mie, în general, nu-mi plac asocierile astea de verde cu albastru, galben cu verde, galben cu albastru, roșu cu galben. Mie nu-mi plac asocierile astea, dar pot să înțeleg că există machiaje și tipuri și tipuri și gusturi și gusturi. Deci pot să înțeleg chestia asta, dar nu este executat corect. Despre asta vorbim, nu despre preferințele tale coloristice. Nu este executat corect, blendingul dintre cele două nu este în regulă, se vede acolo o dungă unde începe galbenul, unde se termină galbenul și începe verdele, nu este blenduit spre sprânceană. Dacă în celelalte poze ai te-ai dus cu un blending perfect, la asta nu știu ce ai pățit sincer, că în afară de eyeliner care este perfect, se vede că ești foarte bună pe eyeliner, pe nuanțe nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Cred că produsele pe care le-ai folosit nu te-au ajutat foarte mult, pentru că am văzut ceea ce faci înainte în poze și de asta mi se pare ciudat că nu, că n-a ieșit foarte bine. Bun. După care avem aici ceva arabesc. Avem un machiaj cu eyeliner verde. Albastru. Albastru, eu așa-l văd pe... S-ar putea să fie mov, dar eu îl văd albastru pe telefon.
Un blending cu roz și cam atât pot să văd. Blendingul nu-mi place. Este patchy rău. Este neblenduit. Nu știu dacă tu ai pus două culori sau doar una, dar pare ca și cum ai pus una. Iarăși, eyelinerul este perfect. Ești foarte bună pe eyeliner. Eu zic să te duci spre zona asta de eyeliner și să faci tot felul de modele din eyeliner pentru că ești bună. Într-adevăr, e bine să și înveți blending-ul pentru că să știți că deși pare ușor, par cele mai... Machiajele pe blending și care nu fac cut crease-uri, glitter-uri și nu știu ce codițe, pare cel mai simplu. A, pui două nuanțe acolo și le blenduiești. Nu e tocmai așa. Să știți, să întrepătrunzi două nuanțe este destul de greu. Sprâncenele îmi plac în poza asta. Îmi place ce se întâmplă pe ploapa fixă. Asocierea de culori nu este pe gustul meu, dar nu vorbim despre asociere de culori, vorbim pur și simplu despre tehnică. După care avem aici un machiaj cu, ia să vedem, cu verde. Aici se vede în soare. Îmi place ce se întâmplă acolo. Verde pe toată ploapa, presupun că pe centrul ochiului sau pe undeva pe acolo este verde mai deschis. L-ai iluminat tenul. Cred că nu-mi place iluminatorul, să știi. Nu-mi place pentru că arată foarte grunjos, arată foarte nefinisat, cum să-l numesc. Sunt bucățile prea mari cumva în el și nu este foarte fin, nu-l lasă smooth pe piele. Cât despre cum e așezat, nu știu dacă este vina iluminatorului sau tehnica prin care tu l-ai aplicat, însă nu-mi place cum se vede și nu-mi place nici textura. Ți-a texturat pielea inclusiv acolo sub sprânceană. Dar îmi place verdele, îmi place verdele, îmi place cum ai așezat culorile astea, două, verde închis cu verde deschis, cu mascara mult pe gene și asta este. Îmi place. Wow, facem un clip numai cu tine, mi-ai trimis foarte, foarte multe poze. O să încerc să aleg din ele câteva așa pentru a avea timp pentru toată lumea. După care, ia să vedem ce mai avem aici. Te avem tot pe tine cu mov, ce e asta, burgundiu, ceva la ochi. Da, îmi place burgundiul ăsta, îmi place blendingul din poza asta. Se putea un pic mai bine, dar pun pe baza telefonului, din vina telefonului, că se vede așa. Îmi place blendingul ăsta cum arată, îmi place că te-ai dus în colțul interior al ochiului cu nuanță închisă. Și dacă n-ai pus eyeliner și te-ai dus doar cu far negru, girl, îmi place de mă topesc. Machiajul ăsta îmi place mult de tot cum stă. Îmi place că te-ai îmbrăcat și în culorile astea. Și brunetă, chiar ți-a ieșit machiajul ăsta. Da, chiar arată foarte, foarte bine. Care încerc, voi încerca eu să măresc poza, ele fiind trei poze lipite și na, nu se văd foarte bine. Calitatea pozei în momentul în care o măresc nu e foarte bună. Văd că are gene false, dar cu siguranță sunt din acelea semi, mi-e așa îmi par din poză, dacă nu sunt semi, sunt gene mic. Persoana respectivă are niște ochi superbi, superbi. Culoarea este demențială, forma feței este una ovală, îmi place foarte mult. Cât despre sprâncene, sunt în regulă, nu mă deranjează, ar mai trebui corectate pe alocuri, pentru că dacă vă uitați în toate pozele o să vedeți că există o burtă la această sprânceană, adică o denivelătură. Aici la început este mai gros, după care devine mai subțire, după care unde intră arcul devine iarăși mai gros și are mai subțire. E cumva așa, ar trebui cumva finisată. Dar ceea ce se întâmplă la ochi îmi place, te-ai dus cu fard negru în colțul interior, cu eyeliner până în colțul interior, însă n-ai făcut codiță, ai blenduit acolo, mamă, deci îmi place mult de tot, am un machiaj ceva de genul ăsta, cam la fel, inclusiv pe Instagramul meu la o puștoaică și inclusiv pe pagina mea de Facebook și a fost cel mai tare machiaj pe care eu l-am făcut vreodată, deși veți spune că este banal, dar eu am fost super încântată de machiajul ăla, ceva în genul ăsta. Îmi place ce se întâmplă pe ploapă, este ceva glitterat, un roz, nu știu, când îl măresc nu pot să-mi dau seama. Portocaliu blenduit, buze, n-am ce să comentez, arată foarte bine machiajul ăsta. După care avem aici o asociere de culori, verde deschis, nu, e verde lămâie cu verde închis, cu albastru, indigo și cu roz. Fetelor, haideți să vă explic ceva din punctul meu de vedere, așa cum văd eu machiajele colorate. În momentul în care vii cu foarte multe nuanțe de fard,
trebuie să spargi cu ceva sharp. În momentul în care vii cu 5, 1, 2, 3, 4 nuanțe pe ploapă, trebuie să spargi cu ceva acolo. Fie că vorbim de gene false, fie că vorbim de eyeliner, fie că vorbim de sclipici pe undeva, pentru că pare foarte flat machiajul așa, chiar dacă el este foarte colorat. În al doilea rând, trebuie să știm să luăm culorile din aceeași gamă. Pentru că din punctul meu de vedere cum se numește asta din colțul interior? Verdele ăsta lămâia cu rozul de blending, dar este doar gustul meu. Aici nu spun nimic tehnic, îți spun doar cum aș vedea eu nuanțele astea și cum prefer eu să le așez. După care blendingul cred că este ok, mi-ar fi plăcut un pic pe ploapa fixă să fie mai blenduit verdele ăsta închis cu verdele lămâie din interior, îmi place. Dacă te-ai fi dus cu un pic de accent negru în colțul interior, era bam, și cu ori mai mult mascara, ori cu gene false. La ce mă refer far negru? Mă refer că în colțul interior, acolo unde ți se formează ție pliu, te duci și pui o culoare negru și blenduiești pur și simplu și o tragi și o blenduiești până în linia genelor, ca și cum mai face un eyeliner care se oprește în colțul exterior. V-am mai făcut eu machiaje pe canal, știți exact despre ce vorbesc. Îmi place, tenul arată bine, eu personal urăsc sprâncenele astea, nu sprâncenele tale, genul ăsta de sprâncene periate în sus. Fetelor, nu... E un trend, trebuie să luăm câteodată și să înțelegem că trendurile astea vin și pleacă. În faptul că sunt câteva make-up artiste pe Instagram care periază și apretează sprâncenele așa pe piele, de zici că și-au zborul, zici că e un moșneag în care ai și-a întins sprâncenele peste tot, nu înseamnă că sunt de purtat pe stradă. Unu la mână, doi la mână. Am văzut cazuri în care nu ai sprâncene, ca mine. Eu nu am ce să apretez. Că am trei fire amărte. Și le desenează. Total aiurea. Trei la mână. Pare lucrul ăsta de sprâncene natural? Ți se pare că în toată existența ta, până să apară trendul ăsta, ai văzut ceva asemănător pe stradă? Pare că duce și că așa arată sprâncenele tale, fix așa arată sprâncenele tale când te trezești dimineața. Ăla e momentul în care trebuie să pară natural. Îl urăsc trendul ăsta. Nu înțeleg, nu-l fac, nu-l practic, nu vă recomand. Nu știu de ce v-ați apreta sprâncenele. Unul la mână se îngroașă sprânceana când faci chestia asta. Și de ce vrei să zipești sprânceana de piele și să fie atât de pieptenată? Na, gusturi și gusturi. Este treaba voastră cum vreți. Dar voi trece peste sprâncenele pentru că nu sunt de acord deloc cu ele. Voi face un clip în care cred că voi edita foarte puțin pentru că mă grăbesc și vreau să-l fac de repede pot. Următorul machiaj, îmi place ceea ce se întâmplă aici, avem bine rău de tot, nu îți voi comenta sprâncenele că doar ce l-am comentat înainte, Doamne ce sprâncene frumoasă are fata asta și le-ai stricat cu perierea și cu tapetarea lor pe piele, păcat, este foarte frumoasă, nu știu dacă ești tu, dacă ești o clientă, superb, superb, niște trăsături, iar ochii m-am prăpădit, adică avem niște ochi căprui verzuit, ceva verde, dacă eu mă respoza, îmi dă un verde foarte, foarte frumos. Dar este un verde cald și a pus verde rece pe ploapa fixă. Ia să vedem, da... Ideea e că, v-am zis eu tot timpul, atunci când măriți, poza arată într-un fel. Când o micșorați, lucrurile diferă. Așa și când machiați. Când stați așa în ochii clientei, arată într-un fel. Vreți să vă dați doi pași în spate, de asta fac și eu așa cu telefonul, să vă per total. Îmi place ce se întâmplă pe partea de blending. Este un roz portocaliu. Pe partea de jumătate a ploapei aici în interior, cred că avem glitter. Da, cred că avem glitter, că pare ceva glitterat. Pe ploapa mobilă cred că avem albastru metalizat, am și o altă poză, nu, e singura poză, cream că am o altă poză cu ochiul închis. Cred că este un albastru metalizat, îmi place, s-a dus cu aceeași nuanță până pe ploapa fixă și a blenduit acolo, după care a venit cu verde, a iluminat colțul interior, și îmi place mult că... Ai gene false aici, nu știu dacă sunt gene false sau sunt genele tale, dar îmi place lucrul cum arată efectul, dar mă topesc după faptul că
că nu ai pus eyeliner pentru că e un machiaj foarte încărcat și dacă ai fi venit cu eyeliner și ai fi încărcat toată zona asta, era un fail total. Ceea ce ai făcut tu în momentul de față arată genial. Îmi place foarte mult pe buze, te-ai dus cu un ruj sau un contur și ai pus gloss, e fresh, e tineresc, e bravo, felicitări pentru machiajul ăsta. Mai departe. Avem aici un machiaj ce trebuie foarte, foarte mult corectat, fetelor. Și, draga mea, tu care mi-ai trimis machiajul, sprâncenele. Cred că sunt tatuate. Dacă sprâncenele tale sunt tatuate, nu știu ce ai putea să faci, nu știu care este treaba cu tatuajul, să-și aștept să treacă tatuajul, să scoate tatuajul la sprâncene, nu știu. Dar nu-mi plac. Pornesc din pătrat aici, forma, urăsc sprâncenele tatuate din ficați în general. Nu. Hai să vorbim despre machiaj. Rujul ăsta portocaliu nu ți se potrivește sub tonului tău deloc. Nu în felul ăsta și cu machiajul ăsta. Dacă ai fi pus rujul ăsta portocaliu și te-ai fi dat doar cu mascara, ar fi mers. Însă portocaliu cu albastru, bleu, cu negru, cu maro, cu eyeliner este mult prea mult. Pare un machiaj din anii, nu știu, 98, ceva pe acolo, nici măcar 2000. Nu, nu este în regulă. Și când spun că apare un machiaj în 2000, nu e o jignire, este un stil. Adică toată lumea știe cum se machia Britney Spears cu albastru metalizat și eyeliner. Și eu la fel, ce crezi? Maroul blenduit nu este în regulă, nu este destul de blenduit. Ai fi putut să păstrezi blendingul din maro și albastru de pe ploapa fixă, să scoți eyelinerul și rujul. Pentru că eyelinerul nu este potrivit stilului tău de ochi, nu l-ai făcut corect, ai o ploapă căzută, adică ploapa ta nu este foarte mare, este o ploapă micuță și îți recomand să te uiți pe clipul cu eyeliner update de pe canalul meu, acolo unde îți arăt cum poți să faci codița aia de eyeliner cât să stea, să vă stea și vouă bine, pentru că ai coborât-o foarte mult. Despre ten cred că este curat, văd că nu are probleme, un fond de ten cu acoperire mică spre medie probabil, dar scoatem rujul și scoatem eyelinerul dacă ai vrea să rămână machiajul așa. Apoi, avem, cred că tot pe tine te avem aici, care este mult mai în regulă. De data asta avem un ruj ce pune buzele în evidență, avem mascara, cred că avem și ceva pe ploapă, dar finuț, altă viață. Vedeți cât de mult contează, ce diferență mare este între a exagera cu machiajul și a nu ști baza culorilor și a sta în zona ta de confort, dar a fi foarte bună pe ceea ce faci. Adică, vrei să excelezi pe fond de ten, cum am excelat eu în ultimii ani. Eu am excelat în ultimii ani pe ten. Adică mi-a plăcut atât de mult să mă joc cu tenul, să lucrez tenul, umbrele și așa mai departe, încât am lăsat-o moale cu tot ceea ce înseamnă codițe de eyeliner, culori așezate, glitter, texturi și așa mai departe. Pentru că mie îmi place să lucrez foarte mult cu tenul, îmi place să maxez. De asta trebuie să vă găsiți zona voastră de confort. Îmi place ce s-a întâmplat în poza asta. După care, ia să vedem ce mai avem pe aici. Avem o domnișoară, cred, în care, hai să încep cu buzele pentru că ele mi-au atras atenția și o să spun ce nu este în regulă. Cred că ai folosit un contur cu gloss. Fetelor, când folosiți contur cu gloss, încercați să blenduiți conturul ăla, fie că cu o pensulă, fie că cu aplicatorul de la gloss. Dacă aplicați gloss direct peste contur, se formează genul ăsta de șarp. Se formează buzele iarăși din 2000, unde se purta contur, de la contur maro închis până la negru cu ruj. Și trebuie să blenduim foarte bine. Sprâncenele sunt ok, nu sunt pieptănate, sunt în regulă, nu mă deranjează. Mă deranjează blendingul care lipsește în maroul acela. Îmi plac foarte mult culorile, ai asociat foarte bine culorile. Chiar observ chestia asta de când fac eu de 3 serii cu clipul, că unele sunteți bune pe blending, dar unele știți să asociați culorile foarte bine. Și v-am zis că nu e puțin lucru chestia asta. Îmi place cum ai așezat maroul ăsta roșiatic, cu glitterul ăsta care este rece, sunt sigură că este rece,
și cu albul ăsta gălbui în colțul interior, după care te-ai dus și cu maron mai închis pe colțul de sus și colțul de jos al ochiului. Și cu glitter. Îmi place foarte mult machiajul ăsta. Mi-ar fi plăcut să-l faci mai corect, tehnic corect, dar în rest ca și asociat. Mi-ar plăcea să mi-l retrimiți. Să încerci să faci blending-ul mai bine și să acoperi puțin tenul mai bine, că fondul de ten pare că ai acoperire micuță și v-am zis data trecută că atunci când alegeți să purtați un machiaj full, mergeți full cu totul. Full fond de ten, full mascara, full make-up. Full make-up nu înseamnă eyeliner, gene false, glitter, texturi și tot fel de chestii, dar să fie acoperire mare. Dacă te-ai dus cu ochii full și te-ai dus fără fond de ten, de exemplu, e o discrepanță prea mare. Așa că mi-ar plăcea să fi pus un machiaj mai, un fond de ten mai puternic. Mai departe, ce avem aici? Avem același lucru la buze, aceeași problemă. Contur cu gloss care este neblenduit. Da? Am încercat să blenduiți data viitoare lucrul ăsta. Îmi place asocierea de culori aici, culori. Este galbenul ăsta, în sprânceană este ceva auriu deschis, în pliu este un galben cu roșu și cu glitter roșu. Îmi place asocierea de culori, dar este greșit, greșit aplicat, pentru că lipsește blendingul de tot. Mai mult de atât, avem gene false? Dacă avem gene false, sunt murdărele rău. De roșu. În momentul în care eu măresc poza, îmi dau seama că genele le văd roșii, prăfoase de fard roșu. Aici ne puteam juca cu eyeliner pe waterline, pe conjunctivă, pentru că ochii nu sunt atât de mici, sunt migdalați. Dar niciodată pus în felul ăsta. Pentru că n-ai mai făcut nimic cu negru, doar că l-ai pus pe conjunctivă, nu te-ai dus pe eyeliner, nu ai alungit colțul interior, n-ai pus în colțul exterior. Nu e niciunde, nu se regăsește niciunde eyelinerul ăsta. Așa că blendingul de la capăt. De la capăt tot ceea ce înseamnă toate trei nuanțe. Mi-ar plăcea la fel să pui în colțul exterior negru, pur și simplu ia pensula, bag un negru, pune pensula în pliu și fă niște mișcări circulare. Asta e cam tot ceea ce trebuie să faci. După care să unești pliul cu colțul ochiului și cu genele, ca să faci smooth-ul ăla. Și după aia puteai să pui și negru pe waterline pentru că ție ți se potrivește. Dacă avem o conturare a feței, e greșită total. Dacă este din lumină, îmi cer eu scuze, dacă cumva este... că văd că este făcută la o lampă poza asta. Pentru că avem o față relativ pătrată și eu văd aici o dungă pe frunte, mai văd una pe aici pe nas foarte șarp, dar nu aș vrea să discut la chestia asta. Despre conturare ați văzut că încerc să evit să vă vorbesc pentru că știu cum cade lumina, știu cât de mult te înșală lumina, știu din propria experiență cât de mult te înșală lumina și atunci până nu aș vedea chestia asta cu ochiul liber, chiar n-aș vrea să vorbesc aiurea. Dar mi-ar plăcea să-mi refaci machiajul ăsta, să-l blendești mai bine și să mi-l trimiți, care arăta super. Mai departe, ce mi-a sărit aici în ochi, același lucru. Glossul neblendui cu conturul, ai vrut să faci ombre, buzele ombre, dar nu, trebuie să blenduiți neapărat conturul fetelor pentru că e ciudățel. Sprânceana, care asta de cum stai tu, asta care se vede în prim plan, nu este dreaptă, asta o vezi și tu, o poți corecta. Ideea machiajului îmi place foarte mult, dar tenul nu este curat. Când vă jucați fetelor cu nuanță pe ploapa fixă, că aveți o ploapă mică, că aveți o ploapă mare, nici nu contează. Când știți că faceți un machiaj full care include ploapa fixă machiată, aplicați fondul de ten la final. Așa evitați să murdăriți tenul, cum se vede în poza respectivă. Sau, dacă vă faceți tenul la început, puneți-vă un pat de pudră sub ochi, să nu se murdărească. Focus! Sau, dacă totuși v-ați machiat tenul și v-ați murdărit, ștergeți și reaplicați. Nu lăsați niciodată, nu există niciodată varianta în care lași zona de sub ochi murdară așa cum se vede aici, pentru că oricât de frumos ar fi machiajul, asta mi-atrage ochiul, atenția. Cât despre cu nuanțe, îmi place ceea ce se întâmplă, același lucru. Negru pe waterline,
Îmi place ideea machiajului, însă blending, cap-coadă, încă o dată, pentru că lipsește în colțul exterior al ochiului. Ia să vedem dacă mi-ai trimis și o altă poză. Nu, este singura. Lipsește în colț din colțul exterior al ochiului. Și cam atât, că nu pot să-mi dau seama exact. Și refăcute buzele. Dar zona de sub ochi trebuie neapărat curățată. Asta este cea mai mare problemă la poza asta. În rest, machiajul nu este neapărat greșit. Adică câteva îmbunătățiri și aia este. Mai departe, avem aici o doamnă cu ten matur. Fetelor, din start i-am greșit-o machiajul. În primul rând, avem un ten matur uscat, după ce văd eu aici. E posibil să fie uscat, dar eu nu văd în poza asta, pentru că tu l-ai făcut uleios. Ai pus foarte mult shine între sprâncene, pe vârful nasului, pe puntea nasului, pe bărbie, peste tot, și ai mai pornit și lampa și ai făcut poza. E foarte uleios. Buzele ies total din calcul atunci când vorbim de o doamnă. O doamnă, nu neapărat o puștoaică, trebuie să înțelegeți că sunt trenduri care nu se pot aplica pe anumită vârstă, cum ar fi sprâncenele astea tapetate așa în sus, pe piele, pieptănate. Să nu vă treacă prin cap vreodată să-i faceți unei doamne de 40 plus de ani, 50 plus de ani, așa ceva, că e grav de tot. Doi la mână. Glosul pentru doamne cu conturul nu funcționează. Ce face glosul? Presupun că ați văzut și voi. Ca și iluminatorul, scoate în evidență textura pielii. Glosul mărește zona, că de asta ne punem glos pe buze, să avem buze plump, dar scoate în evidență și textura pielii. O doamnă de 50 plus de ani, buzele le va avea texturate. Și ele îmbătrânesc, nu doar pielea. Așa că aici este total greșit. Pe lângă faptul că atunci când aplicăm creionul unei doamnei, ce zona de deasupra buzelor începe să se rideze, începe să fie cutată, conturul trebuie să fie aplicat din ruj și nu din creion, pentru că acel creion va forma zigzaguri deasupra buzelor, acolo unde sunt riduri. Va intra creionul, va ieși, va intra și la final va arta creionul în zigzag. Deci se formează din ruj. Nu punem gloss în felul ăsta, contur și gloss, dacă vrem să punem puțin shine peste rujul aplicat pe toată buza, în regulă. Textura pielii. Nu. Doamna are niște pete de soare pe care le pot vedea inclusiv prin fondul de ten pe care tu l-ai folosit. Are gropițe în piele, are linii fine, are pori dilatați. Și ai pus iluminator fix pe aceste lucruri. Nu puneți niciodată, încercați să faceți lucruri mate. De foarte puține ori în viața mea am pus iluminator pe un ten matur. Pentru că de ce aș vrea să pun, doar pentru că e regula asta, pudră, contur, iluminator? Nu, fetelor, nu scoateți în evidență ceva ce femeia nu își dorește să vadă. Pentru femeile în vârstă, pentru un ten matur, faceți all matte. All matte. Nu puneți clipici la ochi, nu iluminați tenul, nu puneți gloss pe buze, sau dacă îl puneți, îl puneți într-o cantitate foarte mică, cât să aibă mai mult hidratare decât gloss. Nu puneți clipici, nu vă duceți cu eyeliner pe ploapă căzută și bătrână. Sunt niște reguli pe care, dacă le îndepliniți, le țineți ca pe tatăl nostru, nu dați fail niciodată. Aici, fondul de ten din start este unul greșit. Nu știu ce ai folosit. Nu știu ce putere de acoperire are. Doamna nu are anticearcăn și are totuși nevoie de anticearcăn. Are destul de multe imperfecțiuni pe ten și așa mai departe. Eu nu știu dacă ești tu sau este o clientă. Habar n-am. Dacă ești tu, îți spun ce să faci pentru tine. Cât despre nuanțele pe care le-ai folosit, încearcă să te ferești de roșu pe nuanțele astea. Cred că doamna are tenul ca mine. Mi se pare, eu așa cred, nuanța pielii mele. Și dacă are tenul ca mine, încearcă să te ferești de nuanța asta de fard pentru ochi, pentru că este foarte asemănătoare cu o cearcăne naturală. Este fix din aceeași zonă de nuanță. Dacă m-ați văzut și m-ați văzut pe mine fără machiaj, nemachiată, o să vedeți că cearcănele mele se duc spre maroul ăsta roșiatic.
nu vrei să pui nuanța asta pe ploapă, că fie că e ploapa fixă, fie că e ploapa mobilă, pentru că duce spre zona asta. Te-ai dus mult prea mult și ai coborât până aproape sub ochi, nu te-ai dus doar pe linia genelor. Foarte greșit. Genele false nu sunt aplicate de nicio culoare și v-am zis întotdeauna și nu există excepție de la regulă în cazul ăsta, că atunci când vă puneți gene false, întâi vă rimelați genele voastre care, de cel mai multe ori, pot să fie murdare de fardurile căzute pe ele. Și în momentul în care vă rimelați, îi dați un pic textură genei voastre naturale să susțină geana falsă și doi la mână le curățați. În cazul ăsta, geana naturală este necurățată, plină de praf și se vede sub geana falsă și glitterul pe ploapă care trebuie scos, cât de sprâncene refăcute din start. Machiajul ăsta este în totalitate greșit, îmi pare rău că spun chestia asta și că nu îi găsesc niciun plus, chiar îmi pare rău că știți că tot timpul vreau să vă dau și plusuri, dar presupun că mi-a trimis poza tocmai cu ideea de a învăța. Trebuie să o iei de la capăt, total de la capăt. După care, avem aici o fată tânără. Fetele, ce-ați pățit cu glosul? Deci ultimele 4-5 poze, numai de glos dau. Ce-ați pățit, fetelor? Același glos cu contur ruș. Cred că este contur și aici. Nu vreau să mă uit la buze, să știi. Ai ascultat mai devreme ce s-a întâmplat cu buzele. Sper că n-ai dat skip la clipuri. Sper că nu faceți asta, nu dați skip la clipuri. Nu-mi plac buzele de nicio culoare, nu-mi place ideea, niște buze foarte frumoase cu care te-ai putea juca mult mai interesant decât așa. Dar îmi place ce ai făcut la ochi mult, cu excepția sprâncenelor. Sprâncenele sunt nefinisate, sunt prea arcuite, te fac prea sharp și deși tu stai relaxată. Îmi place ce se întâmplă pe ochi, cu o singură condiție. Galbenul ăla este blenduit până în sprânceană, n-ai dat o formă, n-ai lăsat loc de iluminare, nu. Machiajul ăsta l-aș putea vedea într-adevăr în felul ăsta pentru nu știu ce shooting, cu nu știu ce temă, o tematică de asta. Îmi place ce se întâmplă, ești bună pe idei, îmi place asocierea de culori, lucrează la sprâncene, lasă un pic de spațiu acolo unde se aplici iluminatorul și buzele, nu le mai faci așa, că nu este în regulă. După care, avem aici pe cineva care probabil vrea să comenteze eyeliner-ul, să știți că este bine, din fondul de ten nu-l pot vedea, sprâncenele sunt bine, buzele sunt bine, eyeliner-ul este sharp, este în regulă, nu am nimic să comentez greșit la poza asta și pentru că, într-adevăr, nu se vede bine poza. Mai departe, avem pe cineva cu sprâncene naturale și pe care le iubesc. Ai niște sprâncene foarte frumoase, știi că ai sprâncene frumoase, motiv pentru care nu le-ai făcut absolut nimic, draga mea, te felicit pentru lucrul ăsta, arcul este acolo unde trebuie, forma este perfectă, mă topesc, îmi plac mult de tot. Îmi place ce ai pus asocierea de culori, maroul ăsta cu glitterul ăsta, așa, maroul, beijul ăsta ușor glitterat, blending puțin mai mult pe marou, acolo la sprânceană. Și lasă-l un pic mai jos, nu te duci atât de mult cu maroul până în sprânceană. Lasă-l un pic mai la baza ochiului, mai în colțul ochiului. Te-ai dus cu eyeliner până în colțul ochiului. Mascara, îmi place, nu am ce să comentez negativ. Îmi place mult, mult de tot. Wow, câte... Deci vreau să vă zic că nu știu când voi termina seria asta. Avem foarte, foarte multe machiaje. Să știți că de asta v-am și zis așa pe sărite, pentru că... O să încerc să iau câte un machiaj, deși voi mi-ați trimis mai multe machiaje pentru fiecare persoană, dar o să încerc să iau câte o poză, pentru că avem foarte multe machiaje. Mai departe, avem o blondă cu machiaj albastru, verde și maro. Sprâncenele nu-mi plac, pentru că probabil o observi și tu din poza asta. Aici sprânceana pornește foarte subțire și se îngroașă foarte mult în colțul ochiului, în arcul sprâncenei. De ce am zis în colțul ochiului? În arcul sprâncenei se îngroașă foarte mult. N-are aceeași formă de acolo până acolo. La fel, negru pe conjunctivă, iar cât despre make-up, pare unul impecabil și din punctul de blending. Arată bine. După care, avem niște sprâncene care îmi plac de data asta,
Blendingul este în regulă, cred că ar lipsi niște gene false sau un pic de negru accent, că pare cam flat așa machiajul, dar îmi place, ai pus maro roșiatic, maro închis, ceva deschis pe plava fixă, te-ai dus și în colțul exterior acolo, nu e rău deloc. Ten matur, glitter pe ploapă, după cum observi, ploapa ta nu mai este la fel de fermă, te-ai dus cu nuanță glitterată, nu te mai duce, pune mat pe ploapă, îmi place ce asocierea de culori, dar fă-le mate toate pentru că altfel nu funcționează. După care avem aici același lucru, aici sprâncenele, nu știu ce s-a întâmplat, te-ai dus cu glitter peste sprânceană, nu știu ce s-a întâmplat, dar sprâncenele trebuie refăcute. Că despre fardul de pe ploapă este unul strâns, nu știu exact ce ai folosit, de ce s-a strâns. Ar fi fost un machiaj foarte drăguț de zi, dacă nu s-ar fi strâns și dacă și tu ai contur cu gloss, mor. Da, aici trebuie refăcut. Ai dus în colțul interior prea mult cu iluminator aici sau cu fardul ăsta deschis și a coborât foarte mult, ți-a îmbătrânit tenul, nu este în regulă. Aici avem, cred că, mamă și fică sau prietene sau whatever. Vezi, la fata asta mai tânără stă altfel, stau altfel lucrurile, deși blendingul lipsește aproape, dar e altceva decât culorile astea si de fate pe tine, e mult mai ok la ea. După care avem pe cineva care este machiată cu roșu, este în lumină naturală, apreciez lucrul ăsta. Îmi place, blendingul arată foarte bine, este un machiaj de un șutic, tu îmbrăcată cu roșu, tu roșcată. Da, asta îmi place per total. Mai avem 3 poze și termin. Aici avem un machiaj cu albastru, un Hello Eyes, ceea ce a încercat prietena mea Cristina să-mi facă. Ai făcut fix ce a făcut Cristina mea, adică n-ai blenduit lucrurile între ele. Când pui Hello Eyes-ul, trebuie să te joci foarte bine pe blending, căci altfel nu e bine. N-ai blenduit roșul ăsta, roz, roșu, în albastru. În colțul exterior mai pare cum mai pare blenduit, dar în colțul interior nu pare. Ți-ar fi stat foarte bine cu Hello Eyes ție, pentru că ți-ar fi mărit ochii, deși nu ai niște ochi foarte mici, dar ar fi făcut și mai plump. Îmi place. Sprâncenele sunt în regulă, ai pus gloss, e ok, pot să trec peste că nu se vede atât de urâțel, dar un pic mai blenduit și gene false sau un accent de culoare, fix ceea ce am spus și prietenei mele, că atunci când faci Hello Eyes o să vii să spargi cu ceva culorile astea care sunt două nuanțe despărțite de o nuanță despărțită de alta, însemnând albastru în mijloc și roșu și roz ce este pe laterale, dar trebuia să vii cu un pic mai multă culoare. Ok, și ultimul machiaj este un machiaj pe care, dacă ai încercat să faci sprâncenele alea lipite de frunte, mă supăr. Despre că n-ai încercat să le piepteni foarte, să le apretezi. Dar mă tăvălesc după ce ai făcut la ochi și îmi place mult. Avem blending cu verde praz. Avem în colțul exterior verde închis. Bun. Care este continuat până pe ploapa fixă și dus blendingul până în interiorul ochiului. Acolo unde am iluminat cu ceva deschis. Nu știu ce nuanță este, dar îmi place accentul ăla. Pe ploapa mobilă te-ai dus cu turcoazul ăsta, să știu așa-l văd pe telefon, un albastru turcoaz și ai pus mascara, mi-a plăcut să pui gene false, dar de-alea cu minți, niște gene false sau încă câteva straturi de mascara. Girl, îmi place mult machiajul ăsta, îți stă foarte bine, este bine pentru forma ochilor tăi. Momentul în care ai făcut linia asta șarpă aici, nu cred că ai făcut-o cu scotch și dacă ai făcut-o cu scotch și ai refăcut-o, ai reblenduit-o după, îmi place. Nici nu contează atât timp cât eu văd așa, nu văd o linie șarp, e perfect. Iluminarea este acolo unde trebuie, conturarea este finuță. Buzele sunt ok, sunt un pic glow. Îmi place mult, mult de tot, felicitări, mă tovălesc după nuanța asta de pe ploapa fixă. Doamne, dar ce este? Este superb! Vreau și eu, scrie-mi și mie în privat ce nuanță este aia. Îmi place mult de tot, deși eu nu sunt cu albastrul ăsta, turcoazul ăsta, așa, nu știu cum să-l numesc, nebunită, dar îmi place mult de tot cum arată. Bun,
Asta este partea a treia, fetelor, pentru că trebuie să scurtăm clipurile. Asta au fost părerile mele. O să vedeți că clipul ăsta e făcut mai, mai din topor, însemnând că nu am tăiat, nu am editat foarte mult la el. M-am grăbit, este de dimineață, de foarte dimineață, cred, nu știu câte ceasul. Și m-am grăbit să vă spun câte ceva despre machiaje pe care voi mi le-ați trimis, pentru că, ce credeți, am multe. Urmează seria 4-a și da, și a 5-a. Urmează. Dar nu uitați, pentru că eu vreau să le împart cumva într-un clip foarte lung, de asta vă zic. Și așa că, dacă voi că vreți să-mi trimiteți poze în continuare și eu să continui seria asta cu machiaje, aveți linkul meu de la Instagram în descriere, trimiteți-mi pe Instagram, nu pe Facebook, că acolo nu văd, pe Instagram. Și eu vă spun ce aș îmbunătăți și ce îmi place la pozele voastre. Dacă vreți să continuăm seria asta, v-am zis și în primul clip că mi-ar plăcea să-mi trimiteți tot voi, dar lucruri îmbunătățite. De exemplu, să vă puneți poza, așa cum v-am comentat-o eu și v-am zis că lucrurile alea sunt greșite, poza trecută și poza actuală, să mi le lipiți și să mi le trimiteți așa, să văd îmbunătățirea. Mi-ar plăcea foarte mult să interacționăm în felul ăsta și să învățăm așa împreună. După care iarăși urmează câteva machiaje interesante, deja au intrat machiajele astea colorate, îmi place când îmi trimiteți machiaje colorate, nu știu dacă sunt cu voi, dacă sunt cu cliente și așa mai departe, dar sper că ați învățat câte ceva și în clipul ăsta și ați înțeles cam pe unde ați greșit din punctul meu de vedere, având în vedere că totuși îl văd pe un telefon, poate pot să le văd pe un telefon, mi-ar fi plăcut să le văd în realitate pentru că e total altceva pe telefon, probabil dacă nu sunteți foarte fotogenice sau n-a știut să vă faceți poza, poate să fie un fel, când în realitatea e bam, știi? Dar ne asumăm riscul. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până în momentul acesta. Aveți în cutiuța cu descriere linkul către Facebook-ul și Instagram-ul meu, acolo unde postez mai des și aici mă refer la Instagram, acolo unde o să începem să facem live-uri mult mai multe și mai dese, în care vorbim, în care ne sfătuim, în care învățăm una de la cealaltă, în care ne plângem, în care suntem niște prietene la o cafea. Ce vreau să mai zic? Că vă mulțumesc, sper că ați învățat ceva, sper că v-a bucurat și clipul ăsta și urmează partea a patra. Pa, pa!